Bună ziua, stimați colegi, și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Sunt profesor Mihai Mihăiescu și astăzi vă propun Edpuzzle, un instrument digital foarte util în crearea de lecții interactive. Haideți să-l descoperim împreună. Veți putea accesa acest instrument accesând pagina edpuzzle.com, unde veți descoperi o platformă care permite crearea sau reutilizarea de conținut video. Pe parcursul unei secvențe video aleasă de dumneavoastră, pot fi inserate întrebări și sarcini de lucru interactive. Platforma permite accesul cu un cont Google, de exemplu, contul dumneavoastră de Gmail. Care sunt cei trei pași? Primul este crearea unui cont nou, cel de-al doilea este crearea unei clase sau importarea elevilor din Classroom, iar cel de-al treilea, crearea unei teme și transmiterea ei către elevi. Acestea sunt primele imagini cu platforma. După cum observați, butonul pe care trebuie să-l accesați este acela de I'm a teacher, sunt profesor. În stânga jos observați inserarea videoclipului și posibilitatea de a insera itemii de evaluare. După cum observați, în stânga sunt prezente sursele pentru videoclipuri, în partea de sus, dreapta, secțiuni diferite pentru a vă gestiona lecțiile și pentru a vă gestiona clasele. Edpuzzle este un instrument online care vă permite să accesați un videoclip din mai multe surse, cum ar fi YouTube, National Geographic, Tech Talks sau Academia Khan, și să-l transformați într-o lecție interactivă pentru elevii dumneavoastră. Sunt convins că o să-l găsiți foarte util. Posibilitatea de a introduce chestionare evaluabile în anumite puncte ale lecției este specifică acestui instrument. Veți putea introduce item cu alegere duală sau item cu alegere multiplă. Recomand itemii obiectivi. Iată și momentul în care va trebui să asociați elevii clasei dumneavoastră sau, evident, există și posibilitatea de a share-ui un link către lecție. Un alt aspect important este posibilitatea de a evalua automat elevii și, de asemenea, posibilitatea de a analiza progresul lor. Să recapitulăm acum principalele funcții ale Edpuzzle. Iată biblioteca din care puteți alege o mulțime de resurse. De asemenea, să nu uităm că puteți importa videoclipuri de pe mai multe platforme de resurse video, iar ulterior, după ce le încărcați, puteți introduce diverse resurse, puteți introduce diverse teste, de asemenea puteți încărca propria voce și posta peste, și să nu uităm de momentul în care elevii pot să fie evaluați urmărind această lecție online. De asemenea puteți să verificați progresul elevilor dumneavoastră. Acesta este Edpuzzle, un instrument foarte util în crearea de lecții interactive. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc mult succes! La revedere!